Eveniment sportiv de anvergură în stațiunea Stâna de Vale din județul Bihor. Duminica s-a desfășurat campionatul național master de alergare montană, o premieră pentru Bihor în ceea ce privește o astfel de competiție. Evenimentul sportiv organizat de Federația Română de Atletism prin Comisia Atleților Master, Asociația Club Atletic Beiuș și Asociația Progres Oradea. Este un concurs de anduranță pe distanța de 33 de kilometri destinat atleților cu vârste peste 35 de ani, care include mai multe probe. E primul campionat național ținut în județul Bihor, la Stâna de Vale. Ne bucurăm și suntem onorați că am avut ocazia să-l ținem noi aici. Mie Stâna de Vale îmi place foarte mult și am mai spus-o de multe ori că mi-ar place foarte mult să se facă un centru sportiv aici, pentru că este extraordinar. Au fost programate două curse, una scurtă pe o distanță de 11,5 km cu o diferență de nivel de 500 de metri și o cursă lungă de 33 de km cu o diferență de nivel de 1500 de metri. Circa 90 de sportivi, printre care se numără atleți de talie internațională, au luat startul duminică dimineață din fața hotelului Iadolina din Stâna de Vale. Traseele stabilite pe drumuri forestiere și poteci turistici au fost marcate corespunzător de organizatori, oferindu-le alergătorilor oportunitatea de a-și testa limitele și de a se bucura de frumusețea peisajului montan din zonă. Pe trasee au fost amplasate 5 puncte de hidratare, unde sportivii s-au putut alimenta, printre altele, cu apă, energizante și dulciuri. Cursa de anduranță s-a încheiat tot în fața hotelului Iadolina. O cursă foarte frumoasă, dar și foarte grea, în care îți pune la încercare toate abilitățile de alergător. Coborâri tehnice, urcări tehnice, orientare, peisaje superbe, foarte bine organizată. A fost bine. Apă mult a fost pe traseu, ne-am recorit și am dat apă. La final, efortul celor mai buni alergători montani a fost răsplătit cu premii. Stațiunea Stâna de Vale rămâne un reper al turismului bihorean, atât din punct de vedere al calității și diversității serviciilor oferite, cât și din cel al cadrului natural. Amplasată la o altitudine de circa 1100 de metri în masivul Vlădeasa, este destinația favorită a tuturor celor care, indiferent de anotimp, doresc câteva zile de relaxare, departe de zgomotul și aglomerația orașului. De asemenea, este locul ideal pentru practicarea sporturilor în aer liber, atât iarna cât și vara.